am și bucuria și plăcerea de a vă prezenta câteva gânduri referitoare la două cărți, cărți ale unor poeți pe care eu îi iubesc foarte mult, îi apreciez și de care sunt convinsă că vor rămâne în literatura, în literatura viitorului. Voi începe, desigur, cu domnul Negulescu, Filozofări prin oglinda luminii, aforisme. Am avut ocazia să citesc mai multe cărți de poezii ale domnului Negulescu. Este, prin excelență, un poet ezoteric. Este un erudit a cărei gândire, a cărei gândire se află undeva într-o zonă, într-o zonă spirituală, la o altitudine de foarte sus. Are o vedere cosmică, o vedere și diversă și deosebit de profundă a tot ceea ce există. Dânsul pornește în literatura pe care o scrie, în poezia pe care o scrie, pornește de la punctul inițial și se răspândește ca o lumină. Poezia are o poezie deosebit de luminoasă și cu străluminări. Sclipiri diamantine, o poezie care pur și simplu vindecă, spală sufletul cititorului. N. Negulescu. Avem de trei ori N. Eu, ca entitate energetică individuală, am analizat, să știți, am analizat și am ajuns la o anume înțelegere de ce dânsul a ales aceste trei litere. Observați dumneavoastră că sunt paralele și unesc cerul cu telunicul. Nu mai dezvolt subiectul pentru că nu este cazul acum. Această carte de aforisme este scrisă de un poet ezoteric. Sunt esențe de gândire, esențe de trăit. Sunt luminoase ca și toată poezia. Eu, străbătând cu gândul și cu sufletul și cu inima această carte, am avut senzația că, de fapt, este tot o poezie luminoasă. O poezie concentrată. Și este și un dialog cu cititorul. Este și mărturisitoare și mărturisește sufletul. Sunt atâtea trimiteri, sunt aforismele, sunt cugetări, filozofări, cum le spune dânsul. Nu numai că sunt expresive, dar cuvintele alese sunt deosebit de luminoase și de benefice. Induc către bine, către frumos, către partea frumoasă și induce și un sentiment de siguranță. Sentimentul de siguranță că noi nu ne vom pierde în niște dimensiuni necunoscute în sensul rău, ci sperăm că va fi trecerea într-o altă dimensiune, poate însemna și o trecere undeva într-un cer superior, într-o lume mai bună. Am remarcat, după cum am spus, diversitatea tematicilor. Foarte divers. Cred că nu există un anume fel al vieții care să nu fie cuprins în aceste aforisme. Sunt metaforele. Aforismele dânsului sunt, de fapt, metafore. Metafore de aleasă ținută artistică, de aleasă ținută intelectuală. Mă trimite cu gândul undeva foarte departe, dar și foarte aproape. Auziți dumneavoastră cât de frumos se exprimă. Dumnezeu ține cheile cerurilor. Creaturile așezate efemer pe un glob nu cunosc și nu stăpânesc cerurile. În vârsta lumii este o vestire cosmică. Deci fiecare cuvânt, dacă luăm în parte, spune ceva. Merge și la Biblie, oriunde. Eu însă mă voi apleca, auziți ce spune Dumnezeu. Toți trăitorii liturgici sunt îmbrăcați în strălucirea planetei bisericii cosmice. Biserica, deci intrăm acum în cuantică,
intrăm într-un alt spațiu, în spațiul infinitului. Această biserică cosmică îmbrățișează, are în interiorul său, așa după cum susține poetul ezoterist, întreaga gândire religioasă a lumii, de la facere și până când o vrea Dumnezeu. Dar pe mine m-a dus la altceva, m-a dus la Miorița noastră. Ciobănașul nu este, nu se dă la o parte, el nu se resemnează, el are încredere în biserica aceasta cosmică, el are încredere în legile Universului, că este anunțat de Mioriță, de cea care îi transmite de undeva din ceruri, îi transmite ceea ce urmează să se întâmple. El știe însă că va intra într-o altă dimensiune. Are încredere în Univers. Are încredere în legile Universului. Și m-a trimis la un alt personaj, la Nicolae Laviș, care s-a întâmplat trădat fiind. Deci, e o similitudine cumva. Mă iartă domnul Neculescu, nu știu, pe mine mă duce minte atât de departe. Poate că și unde i-am citit și celelalte poezii și m-am pierdut în ele, am notat în acea mare de gândire și de frumos. Vedeți, Nicolae Laviș s-a pierdut, a intrat în alte dimensiuni, din cea telurică, în cea a unui cer, nu știu în care, în decembrie, deci nu oricând, când se termină anul. Iar despre mama dânsului știu precis că de la Mălin și până la București a ambit. Exact ca maicuța aceea din Miorița. Vedeți la câte, ce înseamnă, două versuri are, atât are acest aforist, dar la câte trimite, duce gândul cititorului. Dacă, bineînțeles, reușim să ne aplicăm cu toată înțelegerea și cu toată puterea de concentrare. Este o carte de aforisme, încă o dată spun, este luminoasă ca întreaga sa poezie și eu chiar am considerat că este, de fapt, un poem, o esență, un poem în esența sa. Îl felicit pe domnul Negulescu și urez sănătate și pe mai departe să ne ofere asemenea strălumină.